Bună ziua, astimațiele spectatori! Iată, ne aflăm în studioul La Polonia TV. Avem lângă noi un candidat din partea Partidului Social Democrat și în cadrul emisiunilor care promovează acest partid în perioada electorală, așa cum ce ne au cere prin reglementări foarte precise, îl avem prezent pe domnul Rașcu, un vechi prieten al nostru al televiziunii Apolonia TV care dorește să candideze pe plan local la un post de consilier în primăria. Domnule Rașcu, bine ați venit! Bine v-am regăsit, mă bucur să vă revăd! Domnul Rașcu, emisiunea se cheamă Eu pe cine aleg. De ce v-ar alege pe dumneavoastră telespectatorii noștri și cetățenii Iașului? De ce credeți că e nevoie de dumneavoastră acolo în Consiliul Municipal. Mulțumesc pentru întrebare. E o întrebare pe care alegătorii și o pun în momentul în care mă întâlnesc cu ei. De doi ani de zile de când am intrat în politică, mergem pe stradă, stăm de vorbă cu oamenii, îi întrebăm mai întâi de toate ce ar vrea ei să schimbe în oraș. Oamenii ne spun Oful pe care îl au, nevoile pe care le are orașul, ce ar vrea să schimbe și în același timp spun ok, ce puteți face dumneavoastră pentru noi și vă mulțumesc pentru această întrebare. Da, ce pot face eu pentru oraș, așa cum dumneavoastră știți, de peste 18 ani sunt implicat în viața socială oamenilor, mi-a plăcut întotdeauna să-i ajut pe oameni, am fost implicat în viața de educație a oamenilor și cred că pot schimba anumite lucruri în, în direcția aceasta. Aș putea vorbi despre ultimul mare proiect în care am fost implicat pe educație pentru că nu am găsit un loc pe care Iașu să ne-l pună la dispoziție, a trebuit să plecăm la Valea Dâncă, să construim acolo un centru educațional, care astăzi se numește Liceul Ievis. Un centru care are în componență sa de la creșă, școală gădiniță, școală primară, școală gimnazială și liceu. Ei bine, acolo am găsit copii cu un mare potențial intelectual, care nu toți au și posibilitatea financiară să meargă la o școală privată și să plătească. Și aici este rolul nostru, să intervenim, să venim în ajutorul acestor copii, să le dăm șansa ca și ei să aibă acces la astfel de școli și să-i ajutăm ca acești copii să facă performanță în școală. Am făcut lucrul acesta, am experiență în direcția aceasta de educație și vreau să fac lucrul acesta pentru Iași la un nivel mai mare decât l-am făcut până acum și lucrul acesta se poate face în contextul în care ești un consilier local, ai în spate un partid mare care și acesta a fost implicat și este mai departe implicat în procese uh, educaționale, în programe educaționale și cred că împreună putem să facem lucrul acesta pentru Iași. Afară de incapacitatea de cuprindere a întregului grup de copii care ar dori să meargă, să fie incluși în procesul educațional, ce altceva aduceți în plus prin această instituție pe care s-a creat-o. Da, e foarte bine ce ați amintit dumneavoastră, incapacitatea instituțiilor de învățământ, de a cuprinde pe toți copiii aceștia și stăteam de vorbă cu oamenii că la momentul acesta avem copii din tătăraș care trebuie să se urce dimineață la ora 6, pentru că avem și problema traficului, într-un autobuz și să ajungă în Dacia să poată participa la grădiniță. Și atunci îți pui problema de ce aceiași copii din Tătăraș nu pot avea aceleași drepturi, aceeași șansă la educație Cum au copii din alte cartiere care se trezesc la 8 fără un sfert și pot la ora 8 să ajungă la o grădiniță Și atunci ne-am propus să dezvoltăm mai multe astfel de centre educaționale dar în zonele aglomerate ale Iașului, Mă refer la Bucium, Păcurari, Cugșe și așa mai departe Centre în care copiii aceștia să poată veni Bineînțeles, de data aceasta vorbim despre niște școli de stat, unde toți copiii au acces și să aibă acces copilul din zonă, să nu fie nevoie copilul să străbată două ceasuri orașul de la un capăt la celălalt, să ajungă obosit și apoi să-i cer să mai fie și atent la, la școală. Aruma, pentru universitate, pentru instituții cu un profil mai special, am înțeles că nu se poate să fie decât una la București, să zicem, sau în fiecare mare capitală de județ cum este și ea un centru universitar. Dar chiar până și la grădiniță trebuie să alergăm de la un capăt la altul al orașului. Din nefericire, asta se întâmplă de câțiva ani la noi, da? pentru că încercăm să renovăm anumite grădinițe și nu știu de ce durează atâta timp, ani de zile, să renovezi o grădiniță din Tătăraș și ești nevoit să iei pe copii aceștia și să-i duci în, în dacia. Uh, să te duci din copou până în cug, să mergi din bucium până în Păcuraj și așa mai departe. Este de-a dreptul inuman să supui să, să, să copiii aceștia la toboseală, uh, la atâta stres să-i supui pe părinți, copiii ajung agitați la școală și nu mai pot fi eficienți în ziua uh, respectivă. Da, din nefericire, și aceștia de la grădiniță încep să suporte traficul acesta din Iași asupra care eu trebuie să intervenim prompt și. Uh, nu se mai așteaptă vorba clasicului, timpul nu mai are uh, răbdare cu noi. Da? Este nevoie să intervenim, uh, să ajutăm pe oameni să poată circula în propriul oraș. Pentru că, la momentul de față, te simți uh, prizonier în casă. Nu-ți mai este. Uh, este un alt aspect acesta Este un alt aspect, da, ce vorbim da. de problema traficului de data aceasta. Sunt foarte mulți oameni și sunt domnule, nu m-am urcat în mașină de nu știu cât timp, pentru că nu am unde să parchez. Uh, încerc să-mi găsesc un loc de muncă mai aproape de casă, să pot merge pe jos. Pentru că, dincolo de faptul că nu mă pot deplasa cu mașina personală, nu mă pot urca nici într-un autobuz, că nu mai ajung la timp sau trebuie să stau uh, ca sardinele într-un autobuz să pot ajunge la locul de muncă. De ce credeți că am ajuns în această situație, domnul Rașcu? De ce? Pentru că, din nefericire, aici ca o paranteze de multe ori atunci când întrebă administrația locală actuală, este spune, domnule, s-au înmulțit foarte mult mașinile. E în regulă, dar lucrul acesta nu s-a întâmplat doar la Iași. Întră intră pe oameni, pe de altă parte, cum vi se pare Iașul, ce ar trebui să schimbați în Iași. Nu arată bine Iașul. Și e adevărat, când te uiți în poze, Iașul arată foarte bine. Dar când ne gândim la partea profundă a Iașului, când ne gândim la mobilitate, când ne Orașul gândim la... devine ziun, din ce în ce mai nefuncțional. Ne vine nefuncțional. Bine arată Iașul în comparație cu orașe, nu știu, fără nicio supărare, orașe poate mai mici, Botoșan, Vaslui. Dar Iașul nu concurează cu Botoșan și Vaslui. Ne uităm la Cluj. Ne uităm la Craiova, ne uităm la orașe mari, la Timișoara. Acum trebuie să recunoaștem și altceva. Aceste aspecte care vă ne mulțumesc pe dumneavoastră și ne mulțumesc și pe uh, cetățenii locuitoare Iașiului, sunt de fapt uh, însoțitoare fenomene care însoțesc procesul de dezvoltare a orașului. Este în regulă și aici e foarte bine, ridicați-o minge la fileu să, să punctăm. Dezvoltăm Iașul, dezvoltăm anumite cartiere rezidențiale. Înainte de a autoriza construirea anumitor cartiere rezidențiale, ne gândim la mobilitatea oamenilor din zonă, Adesea găsim prima dată soluții ca acei oameni să poată parca acolo, acei oameni să-și poată duce copiii la școală acolo, să-și poată găsi un loc de muncă mai aproape, să se poată deplasa de acolo. Pentru că dacă noi dezvoltăm iașul în maniera în care îi întemnițăm pe anumiți oameni într-o anumită zonă, nu este deloc în regulă. Și vorbeam mai devreme de oraș, alte orașe mari care s-au dezvoltat. Și deci să nu ne imaginăm că Iașul este singurul oraș care se dezvoltă, unde crește populația, unde crește numărul de mașini. Nici pe departe. Spre deosebire de Iași, în schimb, în alte orașe mari ale țării, lucrurile se schimbă și din punctul acesta de vedere al traficului, al mobilității. În timp ce noi ne chinuim să reparăm niște tramvaie vechi și o linie de, de tramvai, Clujul se pregătește să facă metrou. Păi diferența este de la cel la pământ. Adică nu putem admite într-un Iași care este al doilea oraș al țării să stăm la momentul de față să ne gândim dacă am un tramvai cu care să ajung la muncă sau nu, dacă am un autobuz sau nu. Nu mai vorbesc de uh, autobuze electrice unde suntem condași în comparație cu orașe mai mici decât noi și nu ne uităm mai departe de Galați, da? care este mult mai mic decât noi și are cel puțin dublu numărul de autobuze electrice față de cât are Iașul. Asta înseamnă dezvoltare. Dezvoltare nu înseamnă să plantăm niște blocuri aici și uh, am pus uh, un uh, gazon foarte frumos, ceea ce arată bine, dar este insuficient de acest Organul nostru este acesta. Iașul merită mai mult. Nu spunem că iașul nu are nimic, dar iașul merită mult mai mult, pentru că are potențial. Are nevoie în același timp, potrivit cu potențialul pe care îl are, de o administrație eficientă care să așeze iașul acolo unde este locul și anume pe locul 2 din, din România. Considerați că vechiul Consiliu. Municipal nu și-a pus aceste probleme uh, sau și le-a pus și nu a găsit soluții? Nu este suficient să spui problemele, nu este suficient chiar să faci ceva, ci este nevoie mai mult decât atât să fii eficient în ceea ce ți-ai propus să faci Ceea ce amendăm noi la momentul de față nu este dacă oamenii și-au pus problema sau nu, probabil că și-au pus-o și eu nu judec bunele intenții ale unor oameni ci judec nu vorbeam și de soluții. Și de soluții. Judec și la momentul de față analizăm cât de eficient a fost această administrație locală. Pentru că lucrurile au fost, adică posibilitățile au fost. Sunt bani care se pot accesa ca să poți să schimbi lucrurile. Sunt bani și s-au pus la dispoziție bani să faci o pistă de bicicletă, ca omul să se poată urca pe o bicicletă din Bucium și să poată veni până în centru. Să se poată urca pe o bicicletă din păcuraj și să poată ajunge până în centru, unde muncește. Și efectiv am refuzat să accesăm 30 de milioane de lei care erau puși la dispoziție prin Ministerul Mediului ca să facem uh, piste de biciclete ne depunând un proiect în timpul uh, care l-aveam la dispoziție să depunem un proiect. Aici nu mai vorbim de eficiență. E reavoință? sau Ce este? Adică procedezi de așa manieră împotriva uh, și în detrimentul propriilor locuitori, este inadmisibil așa ceva și nu putem permite să continuăm în felul acesta. Dar din acest vechi Consiliu pe care atât de vehement îl uh, acuzați, că nu putem continua și că s-a greșit, nu făceau parte și consilieri PSD, Sigur că da, mulțumesc tare mult pentru întrebarea aceasta. Dumneavoastră cu atât mai bine știți cum funcționează un consiliu local. La și avem 27 de consiliere. Deciziile în Consiliu se iau cu o majoritate simplă, asta înseamnă 14 voturi. Partidul Social-Democrat a avut mandatul acesta 5 consilieri locali. Nu poți să faci absolut nimic decât să depui anumite amendamente la anumite hotărâri de Consiliul Local. Și Nimeni nu ține cont de lucrul acesta. A se vedea ședințele de consiliu Local în care consilierii Partidului Social Democrat au depus amendamente, au votat împotriva acelor proiecte care nu erau benefice, au solicitat punerea pe ordine de zi a anumitor proiecte și s-a refuzat uh, lucrul acesta permanent. Deci nu poți să faci cu uh, cinci consilieri, nu poți să faci uh, nimic absolut. De aceea este nevoie ca oamenii să iasă la vot, să schimbe o majoritate în Consiliul Local, o majoritate care să se facă pe proiecte da. Pentru binele oamenilor, ci nu o majoritate de conjuncturală să luăm pe unul sau pe altul de la un alt partid pentru a mai asigura o majoritate și să-mi voteze propunerile pe care eu le am. Totdeauna va exista o majoritate. Da. Oare nu putem să acționăm și în altă direcție, să găsim niște puncte de colaborare între părțile angajate în Consiliu, în așa fel încât anumite hotărâri să poată să fie luate de comun acord, a existat o cooperare între grupurile de consilieri, că sunt grupe pe partide, pe domenii probabil, nu mai știu. Aici este o mare durere... Pe comisii mi se pare, la Parlament pe... se lucrează și pe Sigur că, da, partide sunt și... și pe comisii. Și nu avem puține comisii și la Iași. Aici este o mare durere a iașului, pentru că noi nu înțelegem un lucru și anume alianța, ce spuneați dumneavoastră și aminteam eu mai devreme, lucrat în comun, pe proiecte. de comun acord. O alianță pe proiecte, da, și nu doar o alianță politică prin care eu să-mi asigur spatele că pot face ce vreau în Consiliul Local. În momentul în care, indiferent de cum se numește acel partid pe care îl reprezinți, există un proiect care face bine ieșenilor, pentru că ce se întâmplă? La un moment dat, chiar dacă ești în opoziție sau la putere, tu ai o anumită obligație morală față de acei locuitori ai Iașului care ți-au dat un vot de încredere. Și trebuie să faci ceva pentru ei. Și atunci este momentul să înțelegem că trebuie să renunțăm la orgolii personale și la răfuiel de partid pentru binele ieșenilor. Să înțelegem că avem nevoie să ne dăm mâna unii cu ceilalți, ceea ce se întâmplă, de exemplu, la Cluj, da? de multe ori dau exemplul acesta, este campanie, ne refuim în campania electorală, dar din momentul în care am ajuns în Consiliul Local, adesea de drum la treabă, adesea vedem care sunt proiectele care fac bine iașului, doar că, din nefericire, de multe ori se urmărește cât plus de imagine îmi aduce mie ca partid proiectul pe care eu îl promovez într-un Consiliu Local. Ceea ce este greșit pentru, și pentru partidul respectiv, pentru că mai devreme sau mai târziu oamenii vor afla lucrul acesta. Și este total greșit pentru locuitorii iașului și pentru dezvoltarea iașului. Da, este nevoie de o alianță și o colaborare pe proiecte, în așa fel încât iașul să fie câștigat, indiferent cum se numește administrația, indiferent ce culoare are uh, partidul de la putere, indiferent cine este într-o alianță, cine este în opoziție, este nevoie de o colaborare și o alianță pe proiecte pentru ca iașul să iasă din, din starea în care este la momentul de față. Există și cazuri în care unele proiecte au fost realizate prin contribuția și buna înțelegere dintre aceste comisii, aceste... Cu siguranță sunt și cu siguranță vor fi proiecte, însă sunt prea puține. Sunt prea puține. Sunt acele proiecte pentru care nu există uh, putință de tăgadă. Adică în momentul în care chiar este nevoie să faci lucrul acesta, uh, se poate face și eu cred că poate exista colaborarea aceasta. Nu a existat în proiectele mari o astfel de, uh, de colaborare din nefericire. Uh, Achiesăm fiecare la ideea pe care o aduce, poate o conducere centrală, guvernul și așa mai departe și dau exemple de autostrada 8, autostrada 7, toată lumea și-ar rugă proiectele acestea, da? Dar nu am văzut la un moment dat să se așeze la aceeași masă toate partidele și să spună, ui, hai să vedem ce putem face noi pentru lucrul acesta, ci mergem pe... O, teren, mergem în, în șantier și să spunem asta este autostrada la care noi am oferit susținere ca, ca partid. Este nevoie mai mult decât atât. Să facem astfel de colaborări pentru Iași, pentru proiectele din interior. Da, se poate și nu doar că se poate. Suntem obligați moral față de oamenii aceștia care votează pe unul sau pe celălalt să facem astfel de colaborări ca proiectele importante pentru ea să se poată pune în aplicare. Dacă se făceau mai multe astfel de colaborări, nu mai vorbeam acum da, De aceste schimbări, și avem cel puțin 50 de proiecte pe care le-am pus în, în broșura aceasta de prezentare. Nu mai vorbeam acum de blocajele și ați văzut mai departe ieri, în momentul în care plouă un pic, ne-am blocat, nu mai știm ce să facem, nu mai știm cum să ieșim din casă, da? uh, nu mai avem cu ce să ne deplasăm, nu mai funcționează transportul public și așa mai departe. Nu eram aici, dacă exista astfel de colaborări până la momentul de față. Un lucru este clar pentru ea și pentru întreaga țară, de fapt, și extrag informația mai mult din ceea ce se cunoaște public la nivel național. Se vorbește despre pătrunderea drogurilor în școli. Ca și Consiliul Municipal, ca și Consilier, aveți o preocupare și o propunere în domeniul acesta? Da, este o propunere și nu este doar o propunere a mea, chiar Partidul Social Democrat s-a ocupat de mult timp de, de lucrul acesta. Avem partea aceasta a zonei tinere din PSD, tsd da, Tineretul Social Democrat, care are astfel de acțiuni, a făcut astfel de acțiuni de prevenție, în ceea ce înseamnă prezența drogurilor în școli. Aici sunt mai mulți factori implicați. Avem aici profesorii, avem părinții și avem copiii. Este foarte greu să nu poate să stea polițistul lângă copil să vadă dacă are droguri în rupsac sau nu. Asta se întâmplă de foarte multe ori. Și dumneavoastră știți că s-au descoperit droguri în, la copii, la, la anumite școli, și nu este cazul să să numim anumite școli la momentul de față. Este mai întâi de toate nevoie de o prevenție prin educație, ca cei copii să înțeleagă care este efectul. Este nevoie de educație în rândul, în rândul părinților. Pentru că drogurile nu încep deodată. Începe, uh, poate, de la acea țigară electronică. Uh, mă, doamne, iartă-mă, văd părinți care în clasa a cincea la un copil, un copil de clasa a cincea, îi cumpără țigara electronică pentru că, uh, ca să-l pot controla eu, se cumpără ceva mai de calitate să nu-și cumpere el din comerț. Dar copilul acela de unde-și cumpără, de unde are bani să-și cumpere acea țigară electronică? Începând de aici, copilul vrea mai mult și mai mult și mai mult. Este nevoie. Ca, nu, și aici nu vorbesc neapărat de un partid politic, este nevoie de administrație locală în relație cu inspectoratul uh, județean Să poată face prevenție și, și în mod special să aibă un dialog deschis, permanent, consistent, susținut cu părinții Pentru că de acolo este marea problemă, relația între părinți și copii Și vom face lucrul acesta, vrem să dezvoltăm anumite centre de tineret, unde să-i chem pe părinți, unde să-i chem pe tineri Și să discuți lucrurile acestea deschis cu ei și vrem să facem lucrul acesta în mai multe locații ale Iașului: ca acești oameni să aibă un loc unde să se întâlnească cu specialiști din domeniu, care să-i pună la curent cu efectele acestor substanțe interzise, să-i poată ajuta pe unii care au intrat în acest viciu de care scapi foarte, foarte greu, să se poată desprinde de viciul acesta, să oferi consiliere și să faci lucrul acesta și gratis, pentru că unii oameni nu au bani, să-și permită uh, anumite tratamente și anumite programe, să le acceseze. Nu au bani să se ducă la un psiholog, nu au bani să se ducă la un psihiatru. Și este nevoie ca administrația locală împreună cu inspectoratul județean să poată interveni și să-i ajute pe, pe oamenii aceștia. Dacă vorbim de educație, trebuie neapărat să facem apel și la acel dicton latin mens sana incorpore sano. Este legată educația, fără îndoială, și cea fizică, și cea intelectuală sunt legate indisolubil și Am au demonstrat-o și anticii și de atunci încoace generații întregi își îndreaptă atenția și către mișcare sportivă. Ce opinie aveți și ce măsuri credeți că se pot lua cu privire la acest aspect în școlile ieșene? Aici ca o... este pe pe discuția aceasta, avem de câțiva ani o ruină în grădinar numită scheletul bazinului olimpic. Așa. Da, este o mare rușine pentru mm -hmm. noi, da, al oraș al României, a, să nu ai un bazin olimpic. Și sunt atâția copii. Vorbind de o viață sănătoasă pentru un copil. Nu există un sport mai complex și mai sănătos decât în notul. Da? Eu mi-aduc aminte în momentul în care l-am dus pe copilul meu la patru ani de zile la not, din momentul acela a încetat să mă răcească. Da? În afară de dezvoltarea fizică pe care a avut-o, vorbim de imunizarea unei astfel doamda. de copil. Noi nu avem un bazin unde să-i duci pe copiii aceștia. Trebuie să te duci uh, în zona de privat, care nu mai reușesc să-i primească pe copii. Sunt foarte mulți. Sunt foarte puține uh, și zone private care oferă astfel de servicii și nu mai reușesc să primească. Dar eu vă întreb câți copii își permit să meargă acolo, câți părinți își permit să-i ducă pe copii aceștia acolo. Vrem să dezvoltăm un bazin olimpic în Iași. Nu înțeleg de ce până acum și dăm vina când Ministerul Educației, când Primăria, când. cine este de vină pentru locul acesta. Cred că mai puțin contează cine este de vină, ci... De ce nu se face? Haideți să ne mobilizăm, da, și poate că este unul din proiectele despre care vorbeam mai devreme, unde să ne dăm mâna și să înțelegem că lucrul acesta nu este nici pentru un partid, nici pentru altul, ci este vorba pentru copiii Iașului. Și acolo se duc și copiii din zona roșie și albastră și galbene și așa mai departe. Haideți să ne dăm mâna să facem uh, lucrul acesta. Da, vrem să facem cât mai mult astfel de centre. Terenul de sport copii unde să aibă acces și mai mult decât atât trenurile de sport din zona școlilor să fie deschise permanent pentru ca copiii să poată avea acces să joace fotbal, să alerge, să se dezvolte acolo. Zone singure unde copiii să poată face sport. Fără sport copiii aceștia nu pot să se dezvolte. Uitați-vă din nefericire tu ești copii și fie că îi vezi în clasa 5 a 5 că au deja 90-100 de kilograme, da? pentru că aceștia mănâncă nesănătos și nu fac mișcare, da? Sau copiii te uiți la ei și tracii nu știu pe unde să apuce. În afară de uh, calculator în față și un telefon, nu mai știu absolut nimic. De ce copiii aceștia stau așa? Doar pentru că s-au obișnuit cu telefonul. Dul pe un teren de sport pe copilul acesta și o să vezi că este mult mai fericit decât să stea cu un telefon în mână. Dul la un bazin olimpic pe un, pe un copil acesta, un bazin, un bazin, unde se poate nota, să poată face o activitate sportivă. De i ceva copilului. De ce te lupți cu el să iei telefonul din mână dacă tu nu-i dai o alternativă, dacă tu nu-i dai ceva. Și aici este nu doar rolul, este și obligația noastră să intervenim și să ajutăm ca această societate ieșeană să se dezvolte într-un mod sănătos. Și ne gândim la societatea de mâine care reprezintă copiii de astăzi. Avem obligația să facem pentru că sunt și copiii noștri. Avem obligația să facem lucrurile acestea pentru ei. Vi se par uh, stimulative concursurile acestea naționale? Absolut, absolut că da. Mă refer și la cele sportive. Nu știu dacă mai există campionate școlare. Sunt știu că există olimpiade pe diverse formule. Pe diferite discipline. Sunt astfel de concursuri și aici țin mai mult, țin mai mult de școlile care sunt implicate aici. Vă dau exemplu de un proiect pe care noi l-am făcut la nivel de partid. Un concurs de șac prin tot orașul, prin ea și nu știu dacă l-ați văzut. Au fost anumite televiziuni care chiar au fost prezente și au filmat erau extrem de încântați și cei mici și cei mari, dacă pot participa la un concurs de... Și imaginați-vă că nu era la nivelul la care se poate face uh, un concurs la nivel județean, la nivel național și așa mai departe. Dar ne-am dus în parcurile din Iași și am făcut un concurs de șac. Câte nu se pot face. Oamenii au studiat, nu s-a făcut de nu știu când e. adică n-am văzut un astfel de concurs. Și să îl vezi pe copilul de 8 ani, joacă șac cu un domn de 70 de ani în parc, da? Și să vedem cine câștigă. Și nu e că îl las pentru că este copil sau îl las pentru că este mai în vârstă. Adică un concurs pe bune, cu anumite premii acolo, da, stimulează. Și lucrul acesta s-a făcut în mai multe ocazii, ceea ce îi făcea pe oameni să vină să discute, să socializeze, să se cunoască, să se împrietenească. Îi spuneau, am fost acasă, am jucat șac cu tata. El l-am rugat pe tati să mă învețe pentru că vin la concurs. Cu siguranță stimulează. Stimulează creativitatea, stimulează dorința de a învăța, de a crește, de a se dezvolta. Ceea ce nu se întâmplă pentru că școala. Nu și însă are... spiritul competitiv. Sigur că da. Școala nu are doar un rol informativ, ci are și un rol formativ. Ajută-l pe copilul acesta să-și dorească mai mult de la el. Nu să tragi tu de el pentru că ai că-ți dau 10 dacă înveți bine. Nu, copilul să-și dorească să știe mai mult, să crească, să dezvolte într-un anumit domeniu și să-l ajut să-și dezvolte anumite abilități. Da. Uh, domnul Rașcu, iată, timpul a expirat cele 25 de minute Foarte afectate, da? mi-aș fi dorit să continui discuția cu noastră, pentru că aveți ce spune. Vă doresc succes în mulțumesc campanie. Uh, Stimați telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră. A fost în studioul La Polonia TV, domnul Rașcu, de la Partidul Social-Democrat, candidat pentru Consiliul Municipal. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu tare mult pentru invitație. Proiectul personal pe care îl voi iniția este construirea unui institut de protejare a mamei și copilului. Pentru că Iașul, după 100 de ani, are nevoie de o maternitate nouă și modernă. Spitalul Elena Doamnă oferă condiții improprii în acest moment și din acest motiv adresabilitatea sa este destul de scăzută. Maternitatea cu zavodă este de asemenea un spital pavilionar, cu clădiri foarte vechi, iar fiecare an care trece va afecta și mai mult calitatea actului medical. În al doilea rând, există o întreagă patologie postnatală pe care o neglijăm din lipsă de spații medicale. Există traume și cazuri în care nou născuții au nevoie de o supraveghere specială. Acest institut își propune nu doar să asiste nașterea și monitorizarea sarcinii, ci și dezvoltarea nou-născuților până la doi ani. Această îngrijire a mamei și copilului în primii doi ani de viață există în clinici integrate în majoritatea țărilor europene. Iar eu, la Iași, vreau să construiesc în premieră, în România, acest institut al mamei și copilului, în parteneriat cu Ministerul Sănătății.